prima avem ce vor fetele. Dacă o emisiune pentru doamne și domnișoare, plină de domni pe post de invitați. Săptămâna trecută a cântat, a dansat și s-a zbuciumat Horica Brânciu. Și dacă ce vor fetele, aflăm în fiecare duminică. Ce vor băieții, veți vedea imediat. Brava, nenea Horica! Ai arătat lumii ce vor băieții! Păi ce, numai chivul să admire? Noi n-avem voie pentru aceste minunate momente. Îți iertăm toate tâmpenile pe care le-ai făcut la televizor. Bravo, bravo, bravo! Și mulțumim din inimă producătorilor care n-au tăiat la montaj scena într-o deliciul bărbaților din România. Deci, ce vor băieții? Bă, poezie pentru Andreea. Te rog, zi. Poezie pentru Andreea. Somnoroase păsărele. Băi, ia vezi, schimbă titlul, te rog frumos. Pardon. Ce vor somnoroasele păsărele? Așa e mai bine, zi. Somnoroase păsărele pe la televizor s-adună. Când încep ca să vorbească, lumea doarme. Doamne bună. Dar când ele se agită și-ți arată ce-au frumos, crește tare audiența și cad fălcile pe jos. De aceea, somnoroasă, te rugăm să fii bărbată? Toată lumea te privește, pieptul deci tu ți-l arată. Adică ce vrei să insinuezi? Nu vreau să insinuez nimic, ce să insiliconez, ce să tu insinuezi. Ți se pare ție? Dans, mă băi.